adesso acolo picioare. Obosit. Și te-am tot așteptat. Ți-am zis azi că eu nu gătesc. Și nu am stofă de soție, dar te iubesc. Și-ți ling rările pe care ți le faci singur sau pe care ți le fac alții. Nu pot și nu vreau să mai dorm singură. Râd pentru că ai fost aici și mirase a tărie. Râd pentru marea care a fost din mine. Pentru laptele cu care ai învățat pereții. Dragă, mă uimesc tăcerile tale nebune. Fii aici, deschizi televizorul, aprizi luminile, faci patul, repari ușa, strici dezordinea. Unde crezi că mai pleci de azi înainte? Ne-am învelit cu grijă înainte să dormim. Luna cântărea cât o alună. Eu eram ca proza de ușoară. Dormitor sau gândurile tale. Nu mai știu, mă, nu mai știu. Nu-mi atinge spatele, spune. De ce? Eu vreau. Eu sunt rea. Scoți biciul și tac. Am coarnele mai scurte de când le scurtezi tu. Nu mai am copite de când cu tine. Nu mai am coadă de foc, dar am aripi albi. Și centură de solzi au în jurul capului. Mulțumesc pentru liniște, pentru arhitectura cea nouă, pentru că mă ții cu mare grijă și știi exact când să dai drumul legăturii. Mă lași să zbur veselă și mă privești la fel ca mama, când eram mică, de la distanță, dar atât de aproape. Sting lumina, fic cuțitul în pernă, îți ating boxerii, îmi simți nemulțumirea. Unde crezi că mai pleci? Eu nu-ți dau mie o tasă, fină și aristocrată. Eu dansez în fuste lungi, vesele și sigură. N-am regat de aur roșu, nu am trupul mort și rece. Eu în inimă îmi țin rece, trupul arde, dar întrece. Nu mă așez frumos la masă, ci-mi comand dântriz de geamă. Mă cocoț pe scena lumii și le cer o dangea. Fac ce fac și cum o fac, cum haiduc mă dau datura. Chefuiesc cu toată lumea, dar la toată lumea dura. Că mi-e milă, că sunt mândră și iubesc pe toți în danță. Dar nu-i nimeni să-l mai rog. Nimenea să-mi pună în lanță. Când mă întorc la mine acasă, stând în pat, mă tot cufund. Și mă însingurez, căci, Doamne, știu că totul am văzut. Vino acasă. Vino acasă. Vino acasă, Lucia. Îți mai aduce aminte când beam vin ieftin, tăvăliță în genci de piele, scuipați de vocea arsă al lui Tom, cărcați de mașină smârciți de spirit din parc cu poliția pe urmele noastre. Îți mai aduci tu aminte ce aventură când am mâncat amândoi în fluture, special petrecere la piscină, sub clar de lună și într-un final, stând în coșul tău la un pat de cărmin, învins mâinile spre cer. Ca să fii, păi, culpele lui Dumnezeu. Poate și foarte. Atât de pervers erai. Ai atins mâinile. Și cerul nu era acolo la locul tine.
că l-ai dat o sticlă de bere. Dar eram el și m-ai atins pe mine. Și te-ai agățat ca el. M-am aplecat, căci nu te putea lăsa la greu. Tu spuneai, un sărut, un sărut, un sărut, te rog. Eu ți-am dat panul cărut și el rută din mine. Dar te-ai crezut că m-ați șoc. Banca era conturul inimii mele. Și pentru tine am rupt-o și am lăsat-o să se scurgă până s-a prăbușit. La marginea balconului casei tale, unde în loc să mă săruți, îmi arătai poze cu tine și mă îndopai cu whisky. Și un joc pe telefon stupid, iar eu te uram. Dar știi? Știi că niciodată nu te-am iubit mai mult. Că întotdeauna nu te-am iubit. Dacă pui o lacrimă din ochiul stâng în soară și o lacrimă din cel drept în umbră, dacă stai în genunchi o clipă, dacă te ridici în picioare, dacă te culci pe parte azi și pe cealaltă parte mâine, de iubești graiul pădurii, de sorbi din mare, de alegi o primăvară, de alegi o iarnă, nimic, nimic și niciodată nu o să fie mai oglindă decât noi doi. Frate, sânge din sângele meu, al mamei, al tatei, al întregii hante. Ți-am încălzit pântecul în care urma să locuiești. Urma să locuiești și tu o vreme, fiindcă știam că vrei mă mai tare decât tine. Ți-am tăbăcit pielea cu pice de fulgere. Pentru că nu știam. Ceasul se stinge, iar o lebădă tristă și înalță zborul spre vârf de aer rece. Dar oare eu? Cât o voi mai duce așa, un zbor de artistă? Și tu, când vei călca primul cheag al concilii? Iar noi când ne vom recunoaște? Am dat mână greu, dar știi tu, armă, să despici acum lanțul care s-a strâns? Siana e o femeie dintre acelea care se știe ce e. Stă de dimineață până la apus pe dig. Cu gâtul prins, parcă încârlit, cu fața la mare și părul despletit, așteptând un nou val nezăbuit și care să o sfâșie în cioburi de carne. Femeile se feresc din calea ei. Sau o scuipă în talpa lor. Bărbații vin la ea. Noaptea doar. Le place glasul său turbat, grav, luciul ochilor, obrazul suav, nasul puternic, varitos, trupul scul din mere și os și foc.
Diana își lasă mâinile să-i curgă. Râuri pe pieptul bărbaților și își îngroapă gura în părul nordez, își duce în pădurea din coșul pieptului toate durerile, toate tăcerile, lacrimi vii și lacrimi pentru moarte, pe care știe în geme, în geme, cum să și le poate. Ascunsă, trează, obosită de somn și chin, înviată de plăceri, venind, fals, sunt, ton, te suspin, dând pe cât carafele cu vin, mai repede decât străfulgere în zori, soarele senin. Amin! Siana, cântă cu vocea ultimului ei iubit. Iubit, adică iubit, adică într-adevăr iubit, nu care a venit, a venit, a plătit, a plecat. Îi strigă peste vântul rece și sărat oriunde ar fi, dar nici nu știe. Că regretă despărțirea lor. Siana e sufocată de dor. Așa crede ea. Nu mai rezistă în apăsătoarea monstruoasă, odioasă singurătate, căci de aceea le face pe toate câte le face, le face pe toate câte le face trace. Siana e o păcătoasă. Dar se știe. Știe toată lumea, e o bârfă cu chirie. Zice,
miles nepotrivit. Nu-s eu acolo, dar aș putea fi ușor, căci tot ce știu în viață, în esență, e amor. S-o trag pe beata fată de pe stâncă înapoi. Și să le fac povestea cu suflet, mai viori. Țiana se înclină, dar marea o refuză. Vântul o trădează, o mușcă și o lasă să zacă în somn pierdut, în somn de lămâiță, în somnul lin de seară, sub stele și sub lună, sub lampa nopții albă, care un cumună, răsărind umed, o mângâie, ca-n basm, țiana se trezește. Se ridică și scâncește. O rază de lumină se desprinde greu din soare și îi împodobește chipul cu candoare. Din ziua asta sfântă, țiara nu mai simte decât un suflu tainic, o liniște cu minte s-a dus în munți sihastră și anima lui, bărbați lipniți mai sunt pe lume. Sunt și bărbați sătâni. Dar cui să-i las? Eu, zice, cui? Unde-i țiana? Nu-i! V-am luat-o, s-o așez într-un vârf de munte alb. O să dorm. Și de acum, ce am scris, lectură! Eu nu-ți dramă de mătase. Fine și aristocrată, eu lucrez în fuste lungi, veselă și sigur pe tăi. N-am regat de aur roșu, trupul mort și rece. Eu în inimă-ncin regi, trupul mi-arde, dar întrece. Hai, nu mă așez frumos la masă, și-mi comand dând trist, 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 din genet. Mă cocot pe scena lumii și recer o damigeană.
ce fac și pup o fată. Hai după mă dau de dura, cheltuiesc cu toată lumea, dau la toată lumea gura. Mi-e milă că sunt mândră și iubesc pe toți cântanți, dar nu-i nimeni să mă aibă. Nimenea să-mi pună lanț când mă-ntorc la mine acasă. Stând în pat, mă tot cufund și mă înseminez căci, Doamne, dar sunt și personalități în lumea teatrului, în lumea actorilor, la care mă refer, ca să le spunem așa, autocefale. Și sunt și doamne autocefale. Deși uneori unii filozofi nu spui la toată. Ecaterina Lupu, ce nume frumoasă de Ecaterina, Ecaterina înseamnă puritate, înseamnă curățenie. Sigur că vorbim de una dintre rivale. Ecaterina Lupu are curajul acesta să se exprime pe sine, și să se joace la un mod foarte inteligent și foarte personal
cuvintele. Scrie de multe, că scrie de când era o copilă. De fapt, adolescența ei nu s-a terminat și cred că nu se va termina niciodată. Ea va rămâne cu o tinerețe, cu o creativitate, cu o spontaneitate, cu un prea plin, cu un sufletesc pe care îl revarsă în scrisul ei. Ecaterina așadar scrie și scrie cu o franchețe, cu un curaj extraordinar, scrie așa cum respiră. Cum este poezia ei? Ea de fapt este destul de modestă și numește încercările ei, că este un român de trecut, le numește versul, pur și simplu. Deci sunt un fel de jurnal, de jurnal existențial. Cred că sunt puține zile în care Ecaterina să nu scrie ceea ce simte, ceea ce trece prin minte. Nu e spectator ca la teatru, ea se implică în toată povestea asta a lumii, se topește, ea este o fire pătimașă, este o pasionară. Ea nu știu dacă va face parte din categoria celor căldicei, care știți că îi va scuipa din gură certe surta, nu iubește pe cei căldicei, dar este mereu hot, este fierbinte. Dar cu tot multă poezia ei, despre care o să vă vorbească în timpul literar, nu că se pricepe mai bine decât alții critici, sunt și ei niște oameni care, în primul rând, iubesc literatura, așa cum criticii de teatru, sunt niște oameni care iubesc teatru. Eu am un bilețel în mână, deci ai un bilețel, cum erau pe primul bilețelele de papagal, care trebuie să conțină o prezicire. Nu am să vorbim despre mine. Vreau doar să vă spun că jurnalul acesta existențial în versul al Ecaterinei este full contact. Niciodată, cum a spus, ea nu va fi moderată, îi și place provocarea, ea și face lucrurile acestea așa ca să trezească niște simțuri adormite mulți dintre noi, care am uitat să mai fim copii, care am devenit așa conformiști, convenționali, am încurghezit așa și mai trăim la intensitatea aceea, la incandescența, la intensitatea pe care o are Ecaterina în scrisul ei, pe care o are în arta ei scenică. Ecaterina deja, din păcate, noi n-am văzut-o aici în Bacoar. Eu țin minte de când era cușpaică și jucam într-o trupă de teatru de liceier. Iar la Constanța, acolo, a ajuns pe mâinile unor regizori buni. Este foarte important pentru un actor care are o meserie și atât de fragilă, de vulnerabilă, să aibă șansă să fie văzut de niște regizori interesanți. Ea a intrat pe mâna unor regizori din tânăra generație, foarte bun. Pe mâna lui Cristache, pe mâna lui Alexandru Nizgăreanu, a unei tinere regizoare cu care a lucrat jocuri din curtea din spate, cred că. Este acum în alte distribuții, cred că deja are 4-5 spectacole în care joacă, ceea ce este un început extraordinar pentru un tânăr actor, pentru că la ora actuală sunt foarte mulți, sunt cu sutele înainte și au avut o promoție. Cei mai 14 actori, 6-7 fete, 7 băieți, erau o singură facultate la București, fostul IATC, mai era o secție de maghiară la Târgu Mureș și acum sunt sute. Și mâncat în teatru, sunt costuri pentru ei. Deci e foarte important să fie văzuți de un regizor. Ce spuneam că scrie bilețelul ăsta al meu, tras de domnul Apatașa, că în mod sigur în câțiva ani, Ecaterina va trece și dincolo de scenă, în partea cealaltă în care ea conduce jocul, așa cum sunt actori care au devenit regizor producător de film. O văd pe Ecaterina peste câțiva ani, un autor de teatru total, creatoare, care își scrie textele, le poate interpreta și le poate și regiza. Este un artist total, eu simt asta, pentru că ea are, cum vă spuneam, acest prea plin al simțirii și care la un moment dat se va revărsa frumos într-o creație a sa. Ce mai îmi place în mod special la Ecaterina este curiozitatea ei intelectuală, care vine tot din sensibilitatea artistică. Păi ea poate să discute orice citește e nou, știe artă plastică, știe dans, a făcut balet când era mică, știe muzică, este sensibilă la toate felurile de muzică, a văzut aici în altă, de la
când ce de lume, câte ce le otrăvești, acum iei și cu o floare în păr și cu roșul acela mortor, care se iarăși foarte viu. Apropo, scrisul ei e o fel de vivisecție, că e doar pe viu, țesutul viu, țesuturile fragile ale ființei. Deci, îmi place această punturozitate a Caterinei și am să închei spunându-vă ceva despre Andrei, ce spunea Andrei și Șerban la un dat despre actor, pentru că nu sunt toți de genul acesta. Eu credeam întotdeauna că un actor neintelectual, adică un om care nu-i trece prin minte textul pe care îl spune și îl spune mecanic sau îl execută numai ce spune, regizorul e o fel de contradicție în obiect, un actor neintelectual. Povestește Andrei Șerban, era la o repetiție și la un moment dat intră un actor în scenă și îl întreabă. Șerban, personaj. De unde vii? Din culise. Eu te întreb ce cu personajul tău, care este preistoria personajului. Deci un actor, ca să facă un rol bun, creație, un primit, trebuie să citească mult, trebuie să știe mult, trebuie să aibă experiență, lucruri de viață, asta trebuie să aibă cultură. Sper foarte mult în viitorul om de cultură, om de teatru total, al tinerii Caterina, un îmbrățișez cu drag și vă succes. Să ne fie de mult. Critic literar, decât la universitate. Domnul Jicu, acolo sunteți. Scena. Ca unul care n-a mai purtat sacou de 370 de zile, și n-am mai prezentat un eveniment live din decenul trecut. Cum să nu te simți ca fotbalistul care intră în teren după ce antrenorul a ținut pe bancă atâta și atâta timp să se antreneze? Acum, sigur, vedeți ironia sorții ce face. Mă lasă pe mine să vorbesc după analiza formidată pe care face Carmen Halache, după recitalul. Ca Geo Popa. Și tu care vii din online, și tu care vii de acasă, care ești vai mama ta, acum să vorbești despre carte, auzi, și să fii și critic literar. Astăzi nu o să vă vorbească un critic literar. Nu. Poate o să o facă în scris, eu știu, nu mai gândesc, mai vedem. Astăzi o să vă vorbească un cititor. Dar nici măcar un cititor. O să vă vorbească... O să vă vorbească unul care, în timpul liber, e profesor. Care, de vreo 20 de ani, a avut tot felul de elevi, de studenți. Și mai bun, și mai bun, și mai bun, și mai bun, și mai grea, și mai slab, și mai. Unii e oameni de afaceri, în țară, în străinătate, unii prin Australia, unii prin Canada, alții prin Emiratele Arabe, medici, avocați, succes, știu eu, profesori chiar. Dar nu știu cum se face că, la viața mea, nu știu cum mi-a fost dat ca de artiști să n-am parte, ca să zic așa. Uite ăla, Creme. Bă, dragul! Bă, n-ar fi picat mă la mine la clasă. A fost la 19. Dar de ce vorbesc? Bă, nu știu cum. Cu el mă întâlneam mai la cenat, mai acolo. Păi nici cu Caterina n-am avut o casă. O vedeam pe la trupatul, mai vedeam pe acolo, pe acolo, mai fumau, mai ha-ha-ha, hi-hi-hi, domn profesor, domnșoara elevă, domnișorul elevă și nu știu ce, și cam așa-i cu viața asta de profesor. Așa că, sigur, aș putea să fac acum o analiză, să spuneți, structuralist, semiotic, estetic, să vă vorbesc despre generația asta 2000, despre biografism, despre teribilism, despre mizerabilism. Ce emoție am vorbit acum ăsta? Nu știu, aș putea să vă spun despre tehnica poeziei, să fac o analiză.
pe nivelul lui domnul profesor Daniel aici în sală, să vă spun la nivel fonetic, să vedem la nivel lexical, morfosintactic, stilistic, ideatic și mai știu eu de care. Nu, în loc să fac toate astea, pentru că n-aș vrea să vă utilizez, eu o să vă citesc ceva. Păi prea multe mă știți, ceva nu? A, de acolo. Pentru că astăzi este 15 ianuarie. Și pentru că astăzi am ieșit în casă. A, e o poezie. Dar nu scrisă de Ecaterina. Care o să recitiți domniile voastre. Zice așa. Aseară am găsit niște însemnări mai vechi de când era să fiu profesor academic. Cati este elevă la Vânceanu și face parte din trupa de teatru. Are colegi prea simpatici pe gustul meu și nu-și amintește nimic despre mine pentru că n-am fost profesorul ei. Ea este la filă. Și poate că tocmai de aceea nu am fost profesor, pentru că eu nu prea mă pricep la literatură. Și ea știe lucrul acesta. Poate că i-au fugit cuvintele mele pe mânecă în sus și au înțepat-o de gât și de ceafă. Poate că a făcut o iritație de la tonul meu profesoral sau e alergică, la tot ce credeau eu. Înțeleg. Ecaterina îi plac controversele și riscă totul cu nonșalanță aduce în mine. Ecaterinei îi plac glosele postmoderne și cântecele țigănești din Vama. Ea scrie în răzmeț despre eleganță și despre matematica iubirii și despre Dionisus. Se crede Anais Nin și are fantezii poematice. Îi plac ceaierile crude în culori tari și își desface creierul unde și-a îndesat inima, fiindcă mâna sa curge mai repede decât vorba și fiindcă ea e dona Sopta. Ecaterina scrie colinde pentru că nu e decembrie și ortografiază decembrie cu D mare, ca să arate că nu-i pasă de gramatică și de regulă. Ea violentează limbajul și așteptările cititorului, când se pare inaccesibilă, pentru că ea nu e damă de mătase, fină și aristocrată, ci dansează în fuste lungi, veselă și sigur beată pe plajă. Ecaterina i-a păcălit pe critici. Și se amuză de naivitatea lor și de interpretările lor sofisticate, de limbajul lor de lemn, despre reacții directe, trăite, asumate, dincolo de orice convenționalisme liburgheze și despre versurile care se șesc liber la limboate diavolă. Ecaterina face prelugă. Dar, de fapt, se ascunde în spatele versurilor pentru a-și masca fragilitatea. Pentru că se teme de ziua de ieri și de ziua de mâine, pentru că s-a săturat să aștepte și de-aia bate nervoasă din picior, din șol sau din poemă. Ea este sigur o femeie sensibilă. Când i-am trimis scrisorile mele, aș fi vrut să fie înduioșată de priceperea mea și să-mi ofere acest polu de versuri. Nu ia mea. Ia mea de regulă. Dedicație. Eu, care eram și încă mai sunt un profesor atât de pedant. Nu știu cum a fost posibil să fi greșit atât. Sau poate l-am pus la o poștă care mi-a trimis scrisorile în America. Și atunci, înțeleg, este clar, nu m-a citit niciodată. Nu se poate, dar nu se poate să fie rămas rece. Nu m-a citit niciodată, căci dacă m-ar fi citit, s-ar fi transferat la fața unde predam, nu la Alexandrie. Ar fi venit la toate orele mele. Ar fi citit bibliografia și ceva pe deasupra. Și ar fi făcut temele. Ar fi stat toată ora cu mâna ridicată ca să vadă oricine că ei îi place poezia, că ei îi place teatru, că ei îi plac artele. Știu asta de la profesorii ei, care mi-au spus că era cam imberbă și că ieșea în evidență cu gândirea ei iconoclastă, cum e și poezia pe care o scrie acum,
unde se simte unul dintre generațiile noastre, pentru că eu sunt bătrân și fumat, iar ea e tânără și plutește ușor în versuri dezinhibate. Așa că... poate că e mai bine că tot ce i-am scris eu a ajuns în America și că nu i-am devenit profesor. Fiindcă n-ar fi scris poezia așa de mișto, ce ar fi fost o elevă banală a idoma profesorului pe care nu l-a avut. Să revenim la toate.